Alexei, bună ziua! Eu v-am surprins la plajă, văd că vă este bine de doamne, doamne! Domnul Alexei, vreau să vă transmit un mesaj de felicitare și acum o să vă percepeți din partea cui este. Îmi dau seama. Azi mă cuprinde dorul și inima se zbate. Azi gândul îmi ia zborul la mult stimatul frate. Cu inima ca pâinea, atât de liniștit. De toți este milă, așa tu te-ai născut. Dar când erai mai mic, tare neastâmpărat ai fost la noi, frate. Un pic să-ți amintești cum ai pornit mașina când erai mare șofer. Și îți plăcea volanul, erai mare cavaler. Cu surioara mică, mașina tot mergea și ați ajuns în râpă. Cu pozitiv final. Va feri domnul de marea tragedie, oricum nu aveai astâmpăr, făceai o școadă o mie. Ții minte cu copiii când focul ați dat la scârta cea de fân? Ce bine mai ardea scârta vecinului! Doamne, ce probleme ai făcut părinților! Ce rușine! Într-o dimineață de Crăciun, părinții au descoperit o iepuroaică mare în ocol. Spuneai că Dumnezeu ne-a dăruit-o. Dar nu spuneai cum cu prietenii de iepuroaică rost ați făcut. Ai fost tot... Așa a fost. Ai fost tot timpul pozitiv. Toți se bucurau de tine. Dacă la lucru ai venit, te împăcai cu toți bine. Dar cât de gustos găteai, singur făceai clătite. Nici acum tu n-ai uitat, ai mâna aurită. Ca un iscusit bucătar și astăzi la noi ești. Rar vezi ca un bărbat în bucătărie așa se pricepe. Mereu am fost învățați ca să muncim cinstit. Cu surioarele roșii culegeai să faci bani de drum, să pleci, să faci mai mult. Ai fost mândria mamei, erai ca fata mare. Când ea spăla la haine, luai și tu în scaun și o ajutai pe mama. Făcea curat mama. Făcea mama curat, săreai în ajutor și mai repede terminați. Iubite frățior, așa a fost. Așa, mulțumim frumos. Apoi, de urare și de felicitare. Stați că încă mai am un pic. La surori. Mai am un la pic. Surori. Mai am, nu s-a terminat. Apoi când la prășit cu toții vă duceați și dacă oboseați, mama vă povestea despre Dumnezeu și Sfânt. Da. Mama vă povestea despre Dumnezeu și Sfânt Petru, povestioare lungi. Voi cu gurile căscate, cu urechile ciulite, mai departe prășeați și nici nu observați când lucrul terminați. De-a ugădai melodiu, cu toții ne jucam. Când... De-a ugădai melodiu, cu toții ne jucam, că se stingea lumina. Noi pe cuptor ne ascundeam și așa de tare ne distram. Și eu mă jucam de ugădai melodiu, tot. Cred că toți în vârsta, în timpurile cele. Frumos a fost, frățică, interesant pe atunci, dar astăzi ne desparte un drum atât de lung. De ziua ta aș vrea să stau acum cu tine cu toată familia, să turnăm un pahar de vin să ne fie bine. La mulți ani, mi-e dor, bădică de tine. Iată cum s-a finisat. Mulțumesc frumos, mulțumesc frumos. Scuzați pentru emoții. E greu. Au fost niște amintiri de ale dumneavoastră din copilărie care mi le-a povestit surioara dumneavoastră Angela. Tot în cele mai mici detalii. Și felicitarea vine din partea părinților cu multă dragoste și dor, surorilor, cumnaților, nepoței, toți vă cuprind. Vă doresc tot binele din lume și să știți și să știi că noi îți suntem aproape și să nu ne uiți niciodată. Să nu ne îndepărtăm și așa străinătatea asta ne-a făcut mai reci și mai străini. Să știi că ne ai pe noi. Iată așa, domnul Alexei. Mulțumesc frumos. Mulțumim frumos. Le iubesc și eu cu surori. Le dai Dumnezeu sănătate și la părinți și la surori, la toată lumea. Mulțumim încă o dată de urare și de felicitări. La mulți ani. Le iubesc și eu pe dânsele și mulțumesc. Domnul Alexei, dacă acolo lumea n-a... Da, dacă acolo lumea nu sperie tare de mine, eu azi vă cânt o leacă, n-a să aveți probleme.
Ai bine, ia să vedem o melodie frumoasă despre frate pentru dumneavoastră din partea celor dragi care vă iubesc foarte mult și vă urează tot binele din lume. La mulți ani! Frate, frate, frățioare, frățiorul meu cel drag, ah, mă doare inimioara și nu știu ce să mai fac, frate. Frate, frate, frățioare, plânge inima de jale. De părinți ce ne-au crescut și doar bine ce ne-au vrut, frate. Multe griji, multe nevoi au părinții pentru noi, mă. Și doar unul Dumnezeu se păzește de om rău, frate. Multe-n viață am pătimit, bunerele am avut, mă. Dar un frate, dacă ai, lupți cu mii și nu te dai, frate, la mulți ani! Frate, frate, frățioare, frățiorul meu cel drag, ah, mă doare inimioara și nu știu ce să mai fac, frate. Frate, frate, frățioare, plânge inima de jale. De părinți ce ne-au crescut și doar bine ce ne-au vrut, frate. Am un frate, nu am 10, dușmanii ne dușmănește. Și mereu unde n-om fi, doar de bine ne-om vorbi, frate. Auzi, frate, frățioare, când de dor și plâng de jale. Și dau inima din mine ca să fiu mereu cu tine, frate. Hai la mulți ani! Frate, frate, frățioare, domnul Alexei, să trăiți la mulți ani, vă felicit, nu vreau să vă rețin mult și cald, soarele și ala vă bate așa de tare. Sunteți în Savona, da? Am înțeles. Mulțumim frumos, da, la Savona suntem. Dar unde? Asta e ce regiune? Dacă vede un pic mare, dacă nu... Da, mă, foarte bine. Mai la sultii, mai sultii. Așa, bine, eu vă felicit. Și dacă mai vezi ceva să le spuneți. Mulțumim frumos la surdor, la toată lumea care... O să vină și ziua și ei, poate am întâlnit toți. Să vedem și părinții împreună, să fie și părinții, să faci o mată de petrecere și... Îmi pare rău de epidemia asta, că nu văd de corona asta, care o adus, cine a prăpădit corona în drum. Da. Poate am niște ziua și ne-am întâlnit și ne-am face o petrecere mare și frumoasă, except, cu toată familia, cum o facem înainte. Așa, va fi, se va liniști. Mulțumim din acestea. Cu drag. Se va liniști tot nevoia asta, că la tăți le-a stricat tot absolut. Ce să facem? Se va liniște, mai mult știți, ideologic trebuie să liniștească. Mă ating că nu e așa de multă boală decât ideologie mai multă, dar mai... Asta e. Așa e. Asta e. Noi să fim oameni și da. Să ne respectăm și ne iubim unul pe altul. La mulți ani încă o dată și aveți grijă dumneavoastră. Bine, vă mulțumim. Salutări soției. Vă mulțumesc din suflet. Soției lângă dumneavoastră, așa? Da, salutare. Eu am văzut acolo cineva își ștergea fruntea. Da, zic, e soția. Felicitări. Aveți un soț foarte bravo. Mersi mult. Amintiri din copilărie acum a fost. Așa e. Da, eu toate astea tot le-am auzit fiind atâtea ori la o masă împreună cu toți. Da. Râdeam cu lacrimi. Dar acum am plâns cu lacrimi. Mă bucur. De bucurie, da. Mă bucur mult că v-a plăcut și distrați-vă cu bine, bronzați-vă, vă invidiez frumos, vreau și eu cu voi acolo. Bine, la mulți ani. Pe măcaroții, da. Muncem și măcaroții, nimuiem oasele, drept. Bine, la mulți ani încă o dată și vă doresc o distracție plăcută și frumoasă. Iată așa, ea m-a surprins la mare. Cui e bine așa?
Bravo, lor, ați văzut amintirile din copilărie, o leacă o emoție acolo una alta, dar frumos a fost, cum Maria, unde Maria, acolo emoția, n-are cum. Mă bucur că le-a plăcut, le-am amintit cele mai frumoase momente din copilăria lor și la mulți ani încă o dată, multă, multă înțelegere între frați și părinți și surori și toți împreună.